Hanul Gabroven din capital a găzduit astăzi evenimentul cultural Cuvântul întrupat în slovă, în limbi și viețuire, organizat de școala gimnazială Sfinții Trei Ierarhi din capitală. Sunt 160 de copii, suntem în al șaselea an de existență. Simțim dragoste pentru acești sfinți și îi rugăm cât va fi școala noastră să ne ocrotească. Se știe că ei cunoșteau doar drumul către școală și către biserică. Cei doi poli importanți pentru formarea unui om. Corul școlii a interpretat mai multe cântări religioase în cinstea sfinților ocrotitori. La final a fost vizitată expoziția compusă din lucrări artistice realizate de elevii și profesorii școlii.